De mâine, moldovenii vaccinați împotriva COVID-19 pot călători în Ungaria fără testul anticoronavirus și fără obligația de a sta în carantină. Guvernul Republicii Moldova și autoritățile Ungariei au convenit recunoașterea reciprocă a certificatelor oficiale de vaccinare anticovid. Potrivit înțelegerilor dintre cele două state, cetățenii Ungariei și moldovenii pot călători fără restricții în ambele state. Mai mult, minorii care vor însoți deținătorii de certificate de imunizare se vor bucura de aceleași drepturi de intrare sau tranzitare a teritoriului. Decizia a fost publicată într-un comunicat pe pagina Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Ungaria este prima țară cu care Republica Moldova a convenit recunoașterea reciprocă a certificatelor naționale de vaccinare, urmare a eforturilor depuse de cele două diplomații.